În această seară vreau să închin ce se va întâmpla în următoarele 48 de minute tuturor frunzelor toamnei. Dacă vi se pare că muzica asta auzită în surdină vorbește cu fiecare dintre voi, lăsați-mă până la sfârșit să vă spun că aceste cuvinte pe care doar cei puțini care știu sau cei mulți care știu limba rusă le înțeleg auzindu-le cumva din microfonul meu, vorbesc în aceste timpuri tuturor frunzelor care cad. Aș vrea să mă înțelegeți că în această noapte vă rog să nu vorbim la telefon. Și când genericul de final va curge, o să înțelegeți și de ce. Da, construim împreună noapte de noapte aici povești în care sunteți foarte puternic cuprinși și implicați. Pentru că poveștile astea se fac pentru voi. Într-un podcast pe care îl așteptați și care intră acum în casele voastre și se numește... Da, am pus pe silențios acest telefon pentru ca tânguitul lui cumva să nu se mai audă. Și vreau să vă prezint o ființă cu totul specială. O cheamă Ioana Victoria. Și a venit... am rugat-o mult să vină în seara asta, pentru că timpul ei are... un grad de ocupare aproape nepământesc. Nu poate fi cuprins nici în clepsidra aia, nici în aia și cu atât mai puțin în asta în care va curge în fața voastră încercând să vă spună cine e. Bine ai venit, Ioana! Bună seara, Luminița! Și îți mulțumesc că m-ai chemat. Am ezitat într-adevăr mult gândind dacă să vin sau nu și până la urmă m-am hotărât să iau parte la întâmplarea din seara aceasta, pentru că știu că ești prietenă cu mama și deși nu vreau să încep prin a te supăra, mama m-a învățat să fiu foarte riguroasă în cântecul pe care îl interpretează Dmitri Hvorostovski, este vorba de cocori. Stai puțin, stai că o să spunem despre asta. Vreau înainte de toate să-mi spui unde ai învățat să desenezi și de când. Cred că m-am trezit cu creioanele în jurul meu, pentru că ăsta fusese un gând de-a lui taică-miu de pe vremea când nu existam încă în mărimea naturală. Mă încuraja să desenez inclusiv pe faianța de la baie și încet, încet am descoperit că e plăcut să te împrietenești cu hârtia, cu culorile, cu... Da, nu știu exact când și nu... Câți ani ai, Ioana? 18 ani, 3 luni și 4 zile. Ar fi trebuit să împlinesc 19 și gata. 20, 21, 22, 23, 24, dar m-am oprit la 18, 3 luni și 4 zile și atât. Când vroiai să-i enervezi pe-ai tăi și să-i scoți din sărite, ce făceai?
pe ai tăi, pe mama și pe tata. Tata era imposibil de enervat, indiferent ce aș fi făcut. Iar mama, din potrivă, era foarte ușor de enervat. Așa sunt mamele, știi, da? Da, și mai ales mamele de fete. Uh-huh. Plus că mama era este o perfecționistă și o temperamentală, o temperamentoasă, deci nu trebuia să mă forțez prea mult. Și ea e zodie de foc și eu am fost... Ce zodie ești, Ioana? Leu. Spune-ne cum ai crescut tu printre lemne solemne. Lemnele solemne erau un mobilier din ăsta de... O mobilă florentină foarte frumoasă care popula casa în care ar fi trebuit să stăm mama, tata și eu, dar, mă rog, lucrurile s-au aranjat altfel și până la urmă am stat în niște case din astea mobilate destul de precar și cu instalații sanitare care trebuiau reparate destul de des. A fost, n-am tânjit după lemnele solemne, vroiam la un moment dat să scăpăm de ele și să intitulăm site-ul acela de pe care am fi vândut mobila stil Lemne Solemne. Asta a fost. Am crescut lângă niște oameni deosebiți și mobilierul și peisajul din jur nu zic că nu erau importante, pentru că în orășelul în care am făcut școala, de exemplu, ani de zile nu a curs apă rece decât cu orar. Nu mai vorbim de apa caldă. Și era o problemă. Dar eram împreună cu mama, cu bunica, eram împreună și lucrurile păreau foarte simple și foarte așezate. Ce-ți plăcea să desenezi? Păi, în primul rând, personajele din preajmă, adică pe mama, pe tata, pe bunica, și revăzând la un timp desene făcute pe la 2-3 ani, am văzut că tata avea părul creț, ceea ce n-a avut niciodată, și o gură foarte mică, iar mama avea părul lung, așa cum nu l-a avut niciodată, și o gură foarte mare în desene. A fost odată o întâmplare la școală când o colegă de-a ta s-a îmbolnăvit. Da, o colegă a făcut leucemie. Noi aveam la școală un cerc de origami și știam de la mama o legendă a unei fete care s-a îmbolnăvit de leucemie după bombardamentul de la Hiroshima, da. Pe fetiță o chema Sadako Sasaki și legenda japoneză pe care a încercat să o punem practică. Sadako a fost că dacă faci 1000 de cocori din hârtie, adică origami, îi se îndeplinește o dorință. Bineînțeles că dorința ei era să facă bine. Sadako n-a apucat să facă decât vreo 600 și ceva de cocori și a murit. În amintirea ei este un ridicat, o statuie lângă domul atomic. Iar eu, știind legenda asta, i-am mobilizat pe colegii de la cercul de origami și am zis să facem 1000 de cocori pentru colega noastră. Și am făcut, pentru că eram mulți și pentru că ne plăcea și ce făceam la cercul de origami și pentru că ne impresionase povestea colegei noastre, un copil atât de tânăr și de vioi și, mă rog, eu știam mai multe despre boala asta de la mama. Am pus cocorii pe niște fire de gută și am făcut un covor din ăsta multicolor pe care l-am agățat în cancelarie. În cancelaria profesorilor a stat o vreme, după care
ne-au sugerat să-l dăm jos și eu am adunat toți cocorii, colegii mei nu i-au revendicat, i-am pus în niște pungi de hârtie, i-am dus acasă și între timp am fost la înmormântarea colegei noastre. Adică deși ați făcut 1000 de cocori? Deși am făcut 1000 de cocori, nu deci, s-a împlinit dorința. Povestea asta e adevărată sau nu e adevărată? Dumnezeu știe. Ce fel de muzică îți place ție? Uite, pe Hvorostovski l-aș recunoaște oriunde după emisia vocală. Știu musicalurile lui Andrew Lloyd Webber, știu textele lor. Au cumpărat odată ai mei o înregistrare făcută de Maria Callas, care n-a apucat să cânte Carmen pe scenă, dar și-a dorit foarte mult. Însă în studio s-a pregătit pentru înregistrarea cu Carmen. Era dirijată de George Pretră și acea înregistrare făcută în studiouri, ei mei au găsit-o, nu știu pe unde, pe la Cărturești, împreună cu libretul operei în germană, engleză și franceză. Și m-am amuzat cântând, bine, nu toată opera, arii mai cunoscute, reținând versurile. Mi-a plăcut și îmi place foarte mult rock-ul. Am târât-o pe mama la un concert Rammstein în 2013. Este o trupă de rock faimoasă. În deschiderea concertului au cântat și cei de la Goodbye to Gravity. Și știu că mama venise cu mine, asta a fost condiția să cumpere bilete, să mă însoțească la concert pe post de bodyguard, pentru că își imagina că la un concert rock în aer liber, în jur zburdă drogați, bețivi, violatori și așa mai departe. Și sataniști, probabil. În plus, se interesase că ăștia de la Rammstein aveau niște efecte pirotehnice deosebite și până la urmă, când a cumpărat biletele, bănuiesc că nu din zgârcenie, dar nu le-a luat pe cele mai apropiate de scenă, de teama focului. Am luat niște bilete un pic mai în spate și pe măsură ce se desfășura concertul, am văzut-o că se relaxează, că se simte bine, după care ea nu e foarte dibace cu și-a luat smartphone de-abia foarte târziu. M-a rugat să o ajut să caute cântece de ale ăstora de la Rammstein și ea, știind germană, încerca să-mi explice versurile. Mă hotărâsem și eu să învăț germană. Da. Deci îmi place orice fel de muzică. La ce vrei să dai? La arhitectură. De ce? Pentru că mi se pare foarte frumos să faci case, să faci poduri, să faci parcuri, să faci ceva care să rămână, ceva durabil și ceva folositor. Te duci la meditații? La desen știu că e foarte greu și, în general, la arhitectură, culmea. Eu am fost uimită, dar știu asta, că cel mai greu este să ai îndemânarea de a desena obiecte. E adevărat, și modele. Eu, făcând un liceu de matematică și fizică, n-am făcut nici măcar desen tehnic foarte, foarte bine și trebuie să iau lecții de desen. Sunt într-o grupă cu mulți absolvenți de licee de arte și mă simt destul de în urma lor. Dar domnul profesor este mulțumit de prestația mea și cred că nu o spune așa numai de încurajare. Vii de la Mizil tot timpul, da? Da, la sfârșitul de săptămână domnul profesor are mulți elevi din provincie și pentru ca să nu facă prea multe drumuri ne cheamă la sfârșit de săptămână. Sâmbătă după masă facem prima lecție și duminică de dimineață a doua lecție. Deci, practic, trebuie să rămânem numai o noapte în București. Mă rog, eu aș avea unde să rămân, la bunicii mei. Dar, în drumul taberei sau la lemnele solemne.
la bunicul patern. Da, uneori plec mai devreme, plec de vineri sau mă întorc luni, pentru că mama a zis că e cazul să mă împrietenesc cu orașul mare și să nu am spaime legate de el, să nu am complexele copilului care a venit la 2 ani la Mizil și n-a văzut altceva decât Mizilul. Bine, la cumpărături mai importante mergeam fie la Ploiești, fie la Buzău, iar vacanțele le făceam acasă, dar până la urmă noi ne consideram mai mult mizilence decât bucureștence. Zice mama că să te obișnuiești tu cu orașul și să n-ai spaime. Eu cred că ei e frică, nu ție. Ei este frică, bineînțeles, dar e suficient de dezinvoltă sau de deschisă la cap și cred că are suficientă încredere în mine să își dea seama că nu o să mă poată ține tot timpul așa ca o cloșcă pui și că va trebui să-mi dea drumul la un moment dat. Așa că îmi dă acum drumul cu picătura. Ai cumpărat un bilet de concert, așa e? La ce vă referiți? Am auzit că îți place Goodbye to Gravity. Da, m-au cântat în deschiderea concertului Rammstein. Am cumpărat chiar și un tricou care are inscripționat pe piept Rammstein 2013 și pe spate sunt numele formațiilor care au cântat în deschidere. Dar la Goodbye to Gravity, la lansarea albumului, intrarea este liberă. Aha. Intrarea deci este liberă. Deci nici măcar nu trebuie să-ți iei bilet. Nu, decât biletul de tren. Deci cu un bilet de tren a ajuns la un concert. Poți să-mi spui ce s-a întâmplat acolo? Dacă vrei. Te-am văzut, să știi. M-a condus mama la gară. Trenul nu a întârziat la venirea în București, spre deosebire de alte dăți sau de alte trenuri românești. Mama nu știa, dar urma să mă întâlnesc în club cu un băiat. Ne-am întâlnit. Ai un iubit? Câtă lume se uită la noi? Nu știu câtă lume se uită. Dar iubirea e un lucru așa de frumos. Da, îl iubesc pe Alex, dar la modul cast deocamdată. Că iubirea înseamnă și asta. În primul rând asta înseamnă iubirea, de fapt, nu? Nu știu. Cred că da. Am mers în club, a insistat să-mi iau un NES și am spus că mi-l iau singură. Și am cumpărat un NES, am dat 7 lei pe el. După care convenisem cu mama să nu mă nebunească cu telefoanele și am spus că o să o sun eu și la 21 și 38 de minute am ieșit din club, i-am dat telefon, i-am spus să stea liniștită, că sunt bine, că e o atmosferă foarte frumoasă și că dacă mă sună oricum nu o să aud telefonul pentru că în club este mult zgomot și după aceea, nu mai țin minte foarte exact ce s-a întâmplat. Era multă lume? Da, era multă lume. Era multă lume și ne simțeam foarte bine. Da, eram veseli. Eram veseli. Mulți și veseli. Iar eu mă bucuram că sunt cu Alex și că n-are ochi decât pentru mine. Aveam niște botine noi cumpărate cu o zi înainte în care mă simțeam foarte bine și care mă făceau să fiu încă și mai înaltă. Adică păream de 1,75 m cel puțin. Eram în competiție cu mama care este mai înaltă și spre disperarea dirigintelui meu, care atrăgea mereu atenția mamei mele că eu port pantofi cu toc, purtam și ca să fiu înaltă și ca să o depășesc pe mama, iar la un moment dat
Mama i-a spus dirigintelui meu, da, domnul diriginte, știu că poartă pantofi cu toc pentru că îi cumpărăm împreună. Făceai multe giumbuș lucruri cu mama? Multe, aveați multe chestii ale voastre? Da, mai ales în ultimii ani după ce am scăpat de anorexie și după ce și mama și-a dat seama că genul pe care îl avea așa, stilul de mamă autoritară nu era cel mai potrivit, dar mă rog, nu avea termen de comparație, că atunci când am venit pe lume, n-am venit cu manual de instrucțiuni de utilizare. A trebuit să învețe pe parcurs și tonul just l-a găsit când era să mă piardă. Dar de ce fac fete la anorexie? Ai refuzat să mănânci? Ai refuzat? Da, cred că era un fel de formă de protest la stilul ăsta hiperprotector al mamei. Până la urmă, a accepta mâncare de la cineva este a accepta afecțiunea persoanei respective. Și tu negai asta. Iar eu asta puteam să fac. Să o pedepseai, strâng... de fapt, nu? Da, o pedepseam. Pentru că te iubeam într-un fel în care nu era prea mult pentru tine și prea sufocant. Cred că da. Cred că da. Cum ați După făcut pace? Care... Ai cedat tu sau a cedat ea? Nu, a cedat ea, pentru că și-a dat seama că... Avea mai multă minte decât tine. Accepți? Nu, dar... Da, măcar prin prisma faptului că aveam mai mulți ani. Mulțumesc. Nu, dar... și-a dat seama că... Nu știu exact cum a judecat, dar știu că atunci când trebuia să iau medicamente din astea antipsihotice, neuroleptice, ca să nu mă simt prost pentru că iau medicamente din astea, s-a apucat să ia și ea niște medicamente, bine, nu de capul ei, că ea era chirurg, la sfatul psihiatrului care m-a tratat pe mine. Și sunt convinsă că le lua pur și simplu de dragul meu ca să nu mă simt eu prost că iau medicamente din astea. Și tata lua și atunci a zis, hai să iau și eu că ce o să se întâmple. Era glumeț la voi în casă, era chiar drăguț așa, nu? Da, știu că la un moment dat când mai dădea mama recitaluri din astea în care prindea destul de multe octave, la un moment dat și ne reproșa că ne duce în spinare, că nu facem nimic, că ea trebuie să tata. Le gândească și da. Era victima perfectă. Da, da. Și o declara sus și tare. M-am dus și i-am spus așa din pragul ușii ca să pot să o șterg la nevoie. I-am spus, mama, tata a avut câteva internări la psihiatrie. Eu am avut și eu o internare la psihiatrie. Tu n-ai avut, dar din casa asta cea mai nebună tu ești. Și în clipa aia s-a făcut pace. În clipa aia, bineînțeles că m-a bufnit râsul. Am încercat să mi-l înghit ca să nu se ducă efectul, adică m-a încercat să-și înghită râsul ca să nu pară că îmi dă apă la moară. Da, este un om cu simțul umorului și un om puternic și a găsit tonul just pentru că și-a dat seama că de fapt, nu știu, asta a descoperit altă formă de iubire. Câți ani aveai, Ioana, când ai făcut anorexia? 13. A, mi-am deci sărbătorit ceva de ziua de naștere în spital. Uh-huh. În ce zi ești născută? Pe 12 august. Eram proiectată să ies pe lume pe 24, dar se pare că m-am grăbit puțin și... Ești grăbită de felul tău? Da. Înțeleg. Da, grăbită și dornică de admirație și de afecțiune și de complimente și de... Ești și foarte frumoasă. Între noi fie vorba, da. Deci, în seara aia, cu un bilet de tren, ai ajuns la un concert cu iubitul tău platonic. Ai sunat-o pe mama, a început muzica
Și? La un moment dat s-a terminat muzica și au început niște țipete, niște plânsete, niște... Eu am reușit să ies printre primii. Ai fost o norocoasă că ai plecat de acolo repede. Știu și eu dacă ăsta se poate numi noroc. Am avut 1% arsură. Unde te-ai ars? Pe mâini. Numai pe mâini? M-a protejat Alex în timp ce ieșeam. El s-a ars? El s-a ars mai mult și m-a așteptat 9 zile până când am ajuns din nou lângă el. În fine, perioada aceea de tranziție în care am fost așa între două lumi e ceva destul de greu de povestit. Simțeai ceva? Da, simțeam. O simțeam pe mama. Era lângă tine? Da, era nu foarte aproape pentru că nu se permitea accesul decât o singură dată pe zi câteva minute, dar știu că era dincolo de zidul salonului de reanimare. Mai erați și alți copii de acolo? Scuză-mă că spun copii, dar pentru mine sunteți niște copii. Adică, mă rog, tu ești un copil. În reanimarea de la Sfântul Ioan am fost 4, iar referitor la vârstă, eu am fost după Tudor Ștefan, cred că cea mai tânără dintre cei care au fost la colectiv și nu s-au mai întors. Andrei Ștefan avea 15 ani, iar eu 18. Știu că acum 6 ani, pe vremea asta, cu riscul să te întristezi, dar putem să și terminăm conversația la urmă urmei. Încă mai puțin și oricum se duce singură, deci conversația asta... Oricum se duce în felul ei, știi cum se vede nisipul de la mine? Ca un zahăr. Ca un zahăr tos care curge nemilos, cum curge tot, orice zahăr din orice clepsidră. Acum 6 ani, exact pe vremea asta, eram într-un frigider al Institutului Național de Medicină Legală. Și așteptam să se facă zi și să vină mama cu hainele pe care le cumpărase ca să fiu îmbrăcată pentru ceea ce oamenii numesc ultimul drum. Și știu că mi-a cumpărat haine rock. Haine rock? Da, știu. Am fost odată la București la un magazin din ăsta de fițe și am probat geci, pantaloni, sandale. Erau foarte încântați vânzătorii de acolo și ne-au întrebat dacă ne pregătim să mergem la un concert rock. Și mama a zis că da. Mi-a spus că atunci când o să aibă din nou bani o să cumpărăm tot ce am probat în ziua aia. Avea niște probleme la spital despre care lasă că o să-mi spună și pe altă care dată. Nu le merita. Oricum ne-am jucat de aprobatul. Iar când a fost să plec, mi-a cumpărat hainele alea pe care n-am apucat să mi le cumpere în timpul cât am fost împreună. Și se pare că din toți anii ăștia în care tu te-ai tot grăbit și să vii și să prinzi trenul, cred că a fost ultima oară când, deși plecarea ta este foarte, foarte, foarte grăbită, ai plecat ceva mai târziu decât ceilalți. Nu? Decât ceilalți de acolo. Da, am fost pe lista aceea de 65, numărul 56. Și știu că mama a început să se spere că... că o să fie din nou bine și că o să fim împreună. Din păcate, ea nu știa sau nu credea sau nu-și imagina că spitalele românești sunt niște antecamere ale morții.
care colcăie de fel de fel de jivine din astea microscopice și care omoară fără greș și fără putință de scăpare. Și fără să aleagă. Toți cei din reanimarea spitalului în care am fost au murit de în săptămâna 16-21 noiembrie, având aceiași 4 microbi în ei. Dacă este o coincidență, probabil că este o coincidență cosmică. Ioana, vreau să-ți mai pun o singură întrebare, atâta cât mai este zahărul ăsta care curge în clepsidră. Tu știi că ai tăi se chinuie, ai tăi și ai tuturor celor de acolo se chinuie cu un proces? Știi de asta? Ai auzit ceva? Ți s-a trimis vreun semn despre lucrurile astea? Eu sunt la curent cu absolut tot ce se întâmplă aici și îmi pare rău că se chinuie în primul rând din cauza plecării mele. Nu spun că trebuie să accepte cu voioșie lucrul ăsta, dar mai au de lucrat la înțelege că asta a fost voința lui Dumnezeu, că așa cum Dumnezeu m-a trimis în mama, așa cum pui o floare într-o vază, tot el a hotărât să mă ia pentru că n-am izbutit să mă apropii atât de mult de el și să-l întreb. Este foarte, foarte impresionant și încă am ezitări așa înger cum sunt. Ioana, tu acum vorbești cu mine, nu vorbești cu mama. Deci acum tu chiar poți să spui fără să te ferești. Tu chiar crezi lucrul ăsta? Tu chiar crezi? Ce anume? Că ei ar trebui să accepte de acolo de unde ai plecat tu, așa se văd lucrurile acum? Luminița, faptul este consumat. Ce faci tu acum? Pe unde ești? Tot ce vreau. Mă plimb prin toată lumea, desenez, ascult muzică, mă văd cu prietenii. Încerc din când în când să le dau semne alor mei, dar sunt prea hăituit și prea obturați de viața asta de zi cu zi ca să le perceapă. Uneori când sunt mai liniștiți, mai capătă. Ia uite, vezi? A trecut. Trebuie să plec? Nu, trebuie să rămâi. Trebuie să rămâi pentru că de-abia acum vii, pentru că de-abia acum ai chip, pentru că de-abia acum te văd cu toții, pentru că de-abia acum apare mama, pentru că de-abia acum putem să spunem că tu ești un cocor alb. Așa ca în cântecul ăla pe care mi l-a dat la început. Bună dimineața, Ruxandra. Noapte bună dimineața, Luminița. Povestea pe care o spunem noi împreună în această seară, nu vorbesc cu ei, pentru că totul este pentru ei, pentru ei care sunt aici, toți sunt adunați și le tremură sufletul. Povestea pe care le spunem noi amândouă în această seară este ca să înțeleagă ce culoare are cerul, cum călătoresc frunzele și cum uneori ele se pot transforma în cocori. Este incredibil și este nedrept, dar cine suntem noi să hotărâm că e drept sau nu? Că dacă Ioana n-ar fi plecat așa cum a povestit, eu n-aș fi cunoscut-o pe această doamnă în alb niciodată.
Ruxandra Giambașu a devenit, înainte de toate, personaj în povestea mea de acum 3 ani, de acum 4 ani, din sala Curții de Apel din București, în 2017, în 2 episoade în care povesteam ce s-a întâmplat la colectiv și în care lucru care m-a șocat a fost felul în care lacrimile pot câteodată să rămână acolo unde se nasc, încăpățându-se să nu curgă. Și apoi, încet, încet, povestea doamnei doctor Ruxandra Giambașu s-a împleticit. Da, s-a împleticit, așa, într-o stare de semi-ebrietate și semi-beție cu povestea Ioanei, pe care de vreo câțiva ani de zile mă tot gândesc să o scriu și n-am avut învrednicirea să mă ocup de lucrul ăsta, pentru că în fund, cine e Ioana? Este unul dintre cei care acolo într-o seară, cu autobuzul, cu taxiul pe jos sau cu un tren, s-au dus pentru un concert. Ce mare lucru! Și totuși ăla a fost momentul în care ea a devenit o poveste. Dacă tot m-ai prezentat ca doctor, vreau să-ți spun că Iosif Sava a murit tot de infecție intraspitalicească. În caz că nu știi. E foarte bine să vorbești tu despre asta, pentru că Iosif Sava este unul dintre cei ai noștri care a plecat nedrept de devreme și mă bucur mult dacă poți, rupându-te din povestea ta, să povestești povestea lui. Avusese un cancer de colon, fusese operat la timp, bine, făcuse tratamentele adjuvante și la un moment dat a făcut un fel de ocluzie intestinală. Probabil că făcuse aderențe după operație și după radioterapie sau ce mai făcuse, iar operația de ocluzie a durat extrem de mult, timp în care a fost intubat orotraheal și ventilat mecanic, bineînțeles. Și după această operație a făcut o bronhopneumonie cu niște germeni pe care cei de la municipal, unde a fost internat, nu au avut antibiotice. Din fericire, fiul lui Iosif Sava era plecat de mai multă vreme în Statele Unite și a trimis tot ce era mai nou în farmacopea americană. Însă nici măcar medicamentele acceptate de Federal Drug Administration nu au putut să dovedească microbii românești. Iar cei care au murit la colectiv, 26 au murit acolo pe trotuar, 36 au murit în spitale și îndrăznesc să spun ca unul care s-a uitat cu o curiozitate morbid profesională în foile de observație care au fost puse la dispoziție pe CD tuturor părților din proces, chiar dacă nu s-a consemnat în certificatele de deces, cei care au fost intubați orotraheal au murit de infecție intraspitalicească. La sfârșitul lunii ianuarie, știți că prietenia înseamnă foarte multe lucruri. În momentul în care ești prieten cu cineva, ești pus în situații să faci pentru prietenul tău lucruri pentru care chiar dacă n-ai putere, ceva dinăuntru sau din afară, mai ales din afară, îți vine să faci. Ruxandra avea de făcut niște obiecțiuni la raportul de expertiză medico-legală care conținea cauzele plecării acestei minuni. Și am sunat-o și am întrebat-o cine îi scrie. A spus că ea le scrie de mână. Și am zis, vino să le facem împreună. Uite, tu îmi dictezi și eu scriu. Cred că a fost cea mai densă zi din acest an, trăirea aceasta alături de doctorița Ruxandra Giambașu, și m-am întrebat ce soartă
dă Dumnezeu celor pe care vrea să-i întărească, de îi pune să-și așeze priceperea lor profesională, ca și cum pentru asta au făcut facultate, căci Ruxandra Giambașu este chirurg de părți joase, ca să poată să studieze foaia de moarte a copilului ei și să poată să arate punct cu punct de ce această moarte ar fi putut fi evitată. Ruxandra, ar fi putut fi evitată moartea Ioanei? Da. Ar fi trebuit mult pentru asta? Foarte multe? Ar fi trebuit o minune pentru asta sau ar fi trebuit foarte puțin? Nu, acum se recuperează arși 100%, deci care au arsă inclusiv cornea, adică albul ochiului. Se recuperează produși de concepție care au 500 de grame, deci avortoni. Țara de ce pentru oamenii ăștia nu s-a putut? Pentru că nu exista experiență, nu exista dotare, nu exista antrenament. Medicina de urgență este altceva decât medicina care se face în spitalele acelea care au fost deschise haiducește și care și-au asumat îngrijirea unor bolnavi care erau o noutate absolută pentru ei. Iar infecțiile intraspitalicești cauzează morți evitabile, așa cum li se zice elegant, pe românește morți cu zile, și care în spitalele românești, deci procentul este de două cifre și prima este 2. Cât ai stat lângă Ioana? De pe 30, cred că am ajuns după miezul nopții, de pe 31 octombrie, de pe la ora 2, până pe 16 noiembrie la ora 11, după ce au trecut și cele 2 ore în care, după ce a fost declarat decesul, corpul trebuie să mai stea pe secție 2 ore înainte de a fi dus la morga spitalului și de acolo, fiind moarte violentă, la Institutul Medico-Legal. O moarte violentă care nu s-ar fi justificat în cauză, pentru că ea a scăpat printre primii, putea fi salvată. Ea a făcut un stop cardiac resuscitat, nu se știe după câtă vreme, oricum, după puțină vreme. Imaginați-vă că incendiul a izbucnit la 22 și 32 de minute, iar ea era la camera de gardă a Spitalului Sfântul Ioan la un minut după miezul nopții. Deci foarte repede. Da. Iar s-a grăbit. S-au grăbit cei care au găsit-o, niște asistente de la maternitatea Bucur au coborât și i-au pus perfuzie, 2 linii venoase. Deci a avut noroc în asta. Da, da. L-am găsit pe ambulanțierul care mi-a spus că drumul până la spital a durat 7 minute. I-au revenit pulsul și tensiunea cu o singură fiolă de adrenalină, fără masaj cardiac, fără... Un organism tânăr. Da. Și care se recuperase perfect după episodul acela de la 13 ani. În plus, exista precedentul cu Gabriel Cotabiță, care tot așa făcuse un stop cardiorespirator, resuscitat după nu știu câtă vreme. Și este... Și este, da, și avea nu știu câte preinfarcte, era diabetic și avea și mult mai mulți ani decât Ioana, dar e adevărat că Gabriel Cotabiță a fost tratat la Spitalul de Urgență Floreasca. Unul dintre puținele spitale în care dacă intri, ai o șansă să și ieși. Și parcă mai sunt cazuri de genul ăsta în lume. Michael Schumacher. Ariel Sharon a fost ținut intubat 8 ani de zile, până când familia s-a hotărât să-l deconecteze. N-a făcut broncopneumonie. Ioana, da. Ca la carte, în a treia zi de internare a apărut acinetobacterul, după aceea clebsiela, iar chestia asta cu stopul cardiorespirator și cu moartea cerebrală atâta vreme cât la noi în spitalele românești singura modalitate de explorare neurologică e să vezi dacă pacientul are midriază sau nu.
și să-l zgârii la tălpi, să vezi dacă reacționează sau nu, e destul de precară. În momentul în care am vrut să o transfer la Spitalul Charité, la Berlin, m-au întrebat de niște analize de care cei de la Sfântul Ioan nu auziseră, după care, studiind legislația și văzând ce dotare trebuie să aibă secția de ATI a unui spital care se autointitulează spital de urgență, erau printre mijloacele de explorare care erau obligatorii, nu facultative. A început ziua în care este proces la Curtea de Apel. Alt termen în procesul colectiv. Al 45-lea. Un minut, îmi spune regia, am să-ți cer îngăduința să mai pun o dată cântecul ăsta pe care tu mi l-ai trimis, pentru că trebuie să le spun prietenilor noștri, telespectatorii, oamenii pentru care suntem aici seară de seară, de luni și până joi, ce spun versurile astea în situația, în cazul în care își închipuie că tristețea capătă o singură formă și că plecările sunt irreversibile, definitive și irrevocabile. Spune așa, uneori mi se pare că soldații ce nu s-au întors din câmpurile de sânge nu au pierit în glia noastră, ci s-au prefăcut în cocori albi. Din vremuri îndepărtate până azi, ei zboară și noi le ascultăm vocile. Nu-i așa că de aceea atât de des noi tăcem și privim trist spre cer? Zboară. Zboară prin ceruri obosiți. Zboară în ceață la sfârșitul zilei. Iar printre ei mai este un loc mic. Poate că locul acela este al meu. Va veni o zi când în stolul cocorilor voi pluti și eu în ceața gri-albastră, chemându-vă ca o pasăre din ceruri pe voi toți, cei ce v-am lăsat pe pământ. Unor mi se pare că soldații ce nu s-au întors din câmpurile de sânge nu au pierit în glia noastră, ci s-au prefăcut în cocori albi. Povestea asta poate fi povestea fiecăruia dintre noi. Fiecare dintre noi avem un loc pe pământ și un loc micuț într-un stol de cocori albi. Vremurile astea, așa cum sunt ele, trebuie să ne găsească ca în această noapte, plin de o emoție caldă în care să înțelegem și să ne pese și să ne doară. Bună dimineața!